Și domnilor, spunea sora Zorița, când uită, vedeți că sunteți aici. Și că în afară de oamenii ăștia, că dar nu toată biserica lor, te întâlnește familii. Și că va pleca în ceruri. Și că câțiva oameni va pleca în ceruri. Și că toți o să fiți pentru el. Și eu spuneam, sigurați, zumăriți, azi, dar cum poate să se întâmple asta? Păi zic, nu știu cum suntem noi cu pocăința. Păi zic, noi nu suntem în zile nomastice. Zic, nu facem petreceri. Nu ne ducem să ascultăm lucrurile care ne zic, după voia Domnului. Zic, știu că mai greșim, știu că mai păcătuim, că zic, ne recunoaștem, zic, nu mă recunosc, zic. Că dar pământesc unde? Și a spus, ci că nu dă voi Irina, ci că nu dă voi pentru că este vorba aici. Pentru că de ăștia l-ați. Pentru că lucrurile care le face foarte bine, pentru că dar îți spun un lucru, pentru că lui Dumnezeu, ci că dintre toți care au fost acolo, pentru că lui Dumnezeu de toți mai milă-i de Costi și de Mirabela. Pentru că și Dumnezeu a văzut și că la lacrimile voastre, și că când suferiți pentru biserica voastră, îmi spunea sora asta, sorița, și îmi spuneam, da, zic, știe Dumnezeu, că zic, uite că tot probleme, tot din ăștia, da, zic, poate să îndure Dumnezeu și noi știu, zic că nu avem merit înaintea Domnului. Și ce spunea, că Dumnezeu a văzut, cum să-ți spun eu, la meritile voastre, ce faceți pentru Domnul. Și am spus, zic, dacă și eu mai am un merit înainte, Domnul zic, nu știu unde mai mă arunc, unde mai mă prăbușesc. Și a început să râde că și spunea, ci că nu mai spune așa, mea, pentru că să fie și azi cum sunt trezori, pentru că bine era să fie. Zic, dar tu unde ești? Tu cum ești? Cum e cu tine? Și așa spunea, zice, atât de bine sunt, ci că îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a luat înainte de pandemie, deci că dacă nu era să mă arde, cred că Domnul m-a arătat cum era să arde cuptoarele la spitale, pentru că și de-aia Dumnezeu m-a luat acasă, că peste un timp, pentru că văzut ce s-a întâmplat pe pământul ăsta. Și eu spuneam, singura, zic, sora Zărița, nu știu ce se întâmplă aici. Zic și eu mă rog la Dumnezeu, zic, numai niață nu mă lasă Dumnezeu, zic, oriunde să mă pune Dumnezeu, zic, numai niață nu mă trimite Dumnezeu. Și a început să râde și spunea, nu îți fie frică, că ci că n-ajungi în ea. Că știi ce-mi pare un lucru foarte rău? Zic, ce ai făcut? Zic, ce, de ce-ți pare ție rău? Ci că m-am luat după unul și după altul și n-am rămas cu frângerea, ci că și lucrurile să stau lângă mine. Pentru că voi o să fiți acolo, să zic, că voi o să stați la masă cu mine, ci că și eu o să fiu acolo, dar eu o să fiu un pic mai departe de voi. Eu nu o să, mania nu poate să stea acolo, ci că eu nu mai un pic, pentru că m-au lăsat acolo, ci că de-au m-au luat repede de acolo. Eu nu pot să stau acolo la masa lângă mine. Pentru că și locul vostru pregătit, și cum a venit satana, să luptă cât mai mult ca să lovește noi, căci că știe locul care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și avea tot să luptă atâta, ca să face mai mult pentru noi, să ne face rău, să aduce bărciocă, să aduce ură, căci că nu știa unde e locul nostru, unde o să ajungem noi. Și eu spuneam, zic, slavă, Domnul, zic, oriunde să mă pune Domnul, zic, Dumnezeu să nu mă lasă Domnul. Și a râdea și spunea, nu mă îți fie, știi, că ca și când ea nu o să ajungi, și că uite cine ajunge în ea, toți pocăinții care fac zile nomastice, care se fac tot felurile, care sunt pocăiți mai libertini din așa, știi, care le place mai ușoară pocăința. Pentru că ea nici nu fac parte din Dumnezeu, îmi spunea. Pentru că nu fac parte din Dumnezeu. Pentru că când ei încă trăiește firea și eu, trăiește în ei. Pentru că doar într-o zi o să ne întâlnim noi.
mine. Și ce vreau să nu ream așa, să putea că eram foarte căcuroasă. Când am auzit că și că locul meu e pregătit acolo, al meu dorea dintre noi.